Din păcate, am observat în mediul online că unii consilieri, deși au deja 2 ani de experiență în această de calitate de consilier local, fie nu cunosc legislația, fie dezinformează cu rea intenție. Ambele, din punctul meu de vedere, sunt la fel de grave. Așa cum am spus și la o conferință de presă trecută, repet și acum, taxele pentru anul 2019 nu se modifică față de cele din anul 2018. Vor rămâne la fel. Singura modificare se referă la faptul că mașinile hibride și electrice nu vor mai plăti impozit. În rest, toate celelalte taxe și impozite rămân la același nivel cu cele din anul 2018. Repet, nu înțeleg de ce în spațiul public, pe rețelele de socializare, sunt consilieri locali care fac anumite postări menite să instige cetățenii, cu atât mai mult cu cât acest proiect s-a aflat în dezbatere publică mai bine de o lună de zile. Și vreau să vă spun că în această lună de zile nu am primit nicio solicitare, nici scrisă, nici verbală și nici pe e-mail la Primăria Municipiului Roman vis-a-vis de acest proiect de hotărâre de Consiliul Local.